fac mare plăcere. Sunt bine greu să citesc și cu română, poate. Se aude dacă vorbesc fără microfon? Da, da. Regele Carol al II-lea a avut în aproape egală măsură mari calități și mari defecte. Motive pentru a fi admirat și hulit. Din păcate, domnia i s-a sfârșit prost, în condiții tragice pentru țară, așa că imaginea lui în posteritate a rămas mai curând defavorabilă. E drept până la un punct, dar nu întru totul drept. I-a semănat foarte bine mamei sale, Regina Maria, cu care de altfel nu s-a înțeles deloc. Ca și ea, era inteligent și avea darul unor raporturi firești cu oamenii. Ca și ea, avea o înclinare autoritară și se lăsa ușor purta de izbucniri pasionale. Doar că Maria nu a deținut niciodată putere și a beneficiat și de șansa oferită de război de a pune pasiunea care clocotea în ea în slujba unui mare ideal național. Carol însă a avut puterea și a folosit-o așa cum a crezut de cuviință, cu rezultate care în cele din urmă s-au dovedit dezastroase. Încurajarea culturii rămâne probabil singurul capitol fără umbre în cariera lui regală. A vrut să fie un rege al culturii. Și lăsând la o parte tot ce a însemnat propagandă sau adulație, se poate spune că a reușit. I-a ajutat pe creatori și material într-o anumită măsură, dar mai ales dându-le sentimentul că reprezintă ceva în societatea românească. Toate acestea fără a le cere alinierea la vreo formulă ideologică sau literară. Regele citea? Poate, după unele mărturii. Mircea Eliade consemnează în memorii, și el, după spusele generalului Condiescu, că regele citise, pare, se entuziasmat mai trei. Potrivit lui Alexandru Rosetti, suveranul ar fi făcut apreciere elogioase pentru cartea distractivă a lui George Călinescu. Dacă e vorba, cum se pare, de viața lui Mihai Eminescu, am preferat ca regele să nu fi citit decât să se amuze copios citind-o. Oricum, dacă citea, își ascundea bine această îndeletnicire. În jurnalul lui, destul de detaliat, nu apare niciun titlu de carte. Apare însă filme, nenumărate filme. Mai în fiecare seară îi se proiecta câte unul, uneori chiar două. Și regele nu uită să-și noteze impresiile cu referire îndeosebi la jocul interpreților. Se mai relaxează cu colecția lui de timbre și destul de des jucând poker. Regele nu era totuși un ignorant. Avea un fond de cultură și se mișca fără dificultate pe teren intelectual. Avea și intuiția valorilor și a tendințelor, spre deosebire de mulți academicieni, printre care și fostul său profesor Nicolae Iorga. Mai presus însă de orice, își pusese în minte că domnia lui trebuie să fie și o mare epocă culturală. Și era și bine sfătuit în acest domeniu. Cel mai aproape îl avea pe generalul Nicolae Condiescu, de care îl lega o puternică afecțiune. Condiescu îi fusese adiutant, ghidase pașii tânărului prinț, inclusiv într-o călătorie în jurul lumii. Îi rămăsese partener de poker și de pahar, uneori generalul afumându-se puțin. Condiescu era și scriitor, fără anvergură, dar onorabil. Important e că își sprijinea cu dăruire confrații. Iată un exemplu al relației scriitor-Condiescu-rege, așa cum îl relatează un cercetător al operei arghezienei. Înglodat în datorii amenințătoare, din pricina lucrărilor la gospodăria de la Mărțișor, Tudor Arghezi apelează în toamna anului 1930 la bunăvoința lui Neme Condiescu, de curând avansat președintele Consiliului de Administrație al Radiodifuziunii Române, ca să intervină la rege sau guvern pentru a-i oferi un ajutor bănesc. Regele Carol al II-lea aprobă ca din fondurile oferite de Parlament casei legale să-i se repartizeze lui Tudor Arghezi suma corespunzătoare în vederea achitării datoriilor și încheierea lucrărilor la Mărțișor. Cazul e departe de a fi izolat. Mircea Eliade și Mihail Sebastian au avut și ei parte de protecția generalului. Simțind că e omul care le trebuie, scriitorii l-au ales în 1936 președinte al Societății Scriitorilor Români. A fost și secretar general al fundațiilor regale, așa că, pe lângă marea bunăvoință, avea și mijloacele de a realiza câte ceva.
Moartea lui neașteptată, în iunie 1939, a produs consternare atât la palat, cât și în mediul cultural. Rege al culturii, Carol și-a dorit să fie și un rege al țăranilor. Și în îmbinarea celor două mari proiecte și-a găsit colaboratorul ideal, poate prea ideal, dat fiind excesul său de zel, în persoana lui Dimitrie Gusti. Gusti înființase Institutul Social Român orientat spre sociologia rurală. Carol, la rândul ei, pe când era principe, moștenitor, a pus bazele Fundației Culturale Principele Carol, în scopul ridicării satelor pe plan intelectual, economic, sanitar, religios și moral. În anii 30, cele două instituții au ajuns să meargă împreună, cu atât mai mult cu cât Gusti a devenit și director al Fundației Principele Carol. Cercetările pe teren ale școlii gustiene, în vederea elaborării de monografii rurale, s-au prelungit în implicarea efectivă a sociologilor în viața satelor. Spre mijlocul deceniului apar și echipele regale studențești răspândite pentru o perioadă de 3 luni în sate din diversele regiuni ale țării, în vederea asistării și ajutorării locuitorilor în cele mai variate domenii: agricultură, sănătate, construcții locale, activități culturale. Punctul ultim este atins în 1938, când se adoptă legea serviciului social, potrivit căruia toți tinerii de ambele sexe care își încheiau studiile universitare erau obligați ca timp de un an de zile să meargă la sate pentru a-și pune competențele în aplicare. Instituția centrală a fiecărui sat urma să fie căminul cultural, cu secțiuni distincte sanitară, economică și educațională. Legea n-a funcționat însă decât un an. Declanșarea războiului în septembrie 1939 și, la scurt timp, asasinarea primului ministru Armand Călinescu, urmată de reprimarea sângeroasă a mișcării legionare, au schimbat prioritățile. Sumele cheltuite se arătau acum a fi mai potrivite pentru întărirea capacității militare. Pe de altă parte, deși serviciul social avea și menirea să canalizeze entuziasmul tinerilor în afara mișcării legionare, s-ar fi petrecut dimpotrivă infiltrarea acesteia de către legionari. Regele, cu mare regret, a trebuit să cedeze. Serviciul social a fost desființat. Și, bineînțeles, toate acuzele s-au spart în capul lui Gusti, devenit țap ispășitor. Își plătea marea și utopica ambiție de a căpăta, prin sociologie, acces la putere și posibilitatea de a schimba la față România. Deși visul împărtășit al regelui și al sociologului s-a năruit, a rămas amintirea unei aventuri intelectuale care au marcat o generație și a înrăurit puternic dezvoltarea școlii sociologice românești. Iar ca mărturie vizibilă, stă și astăzi Muzeul Satului din București, inaugurat în 1936. Despre cum se implica regele în viața culturală și în raporturile cu oamenii de cultură, ne-a lăsat o mărturie pitorescă sociologul Heinrich H. Stahl, elev și colaborator apropiat al lui Dimitrie Gusti. Îmi aduc aminte, spune el, că lucram la Muzeul Satului, venea să vadă cum merg lucrurile. Și îi spuneam atunci, am vrea să ne întindem și în locul cu tare, însă aici este un gard și Dombrovski, primarul, nu ne dă voie să-l dărâmăm. Vodă Carol a ridicat un picior, l-a pus pe gard și l-a trântit la pământ. Să-i spui că eu l-am dărâmat. Ca orice anecdotă, chiar dacă n-ar fi întru totul autentică, definește un stil. Continuă Stahl. Acestea erau relațiile pe care le aveai cu el. Foarte umane, directe, fără niciun fel de încercare de a face uz de prestigiul lui. Erai colaborator cu el, așa simțeai. În disputa anilor 1936-1937, privitoare la actul de creație literară, regele s-a plasat fără echivoc de partea literaturii noi, pe care de altfel a și promovat-o direct prin Fundația pentru Literatură și Artă. Momentul culminant l-a reprezentat cuvântarea pe care a ținut-o la Academie cu prilejul discursului de recepție al lui Lucian Blaga la 5 iunie 1937. Pentru academicieni, pentru o parte a lor cel puțin, a fost ca un duș rece. Regele îl elogiază pe Blaga, însă citește mai departe, prin el susținând răspicat tendințele moderne din literatură. Te felici, îi spune lui Blaga, pentru că ai fost ales. Dar felicit mai cu seamă Academia că te-a ales.
că și-a făcut ea însăși un bine, introducând sub cupolă literatura modernă și vie a României de azi. Și salutându-te pe tine, Lucian Blaga, salut literații de astăzi ai țării mele, care chiar dacă își permite uneori licențe în arta lor, sunt o generație de scriitori plini de avânt și de talent. Blaga avea în ochii regiului două mari calități. Își extrăgea seva din lumea rurală în discursul său de recepție a făcut elogiul satului românesc, dar o turna într-o poezie de factură modernă. Așa că, vorbind despre el, suveranul găsea prilejul să îmbine propriile teme favorite, satul și cultura. Un interesant comentariu asupra intervenției regelui a lăsat în jurnalul său Victor Slăvescu, viitor academician, în acel moment membru corespondent al Academiei. Regele citește un foarte frumos și cald discurs în care face și el elogiul lui Blaga și al satului românesc și are o frază în care spune că vede în alegerea lui Blaga recunoașterea literaturii tinere de după război, care, chiar când are unele licențe, are merite mari care trebuiesc recunoscute. Această frază, care condamnă acțiunea lui Iorga și a Academiei Române împotriva literaturii pornografice, înfurie pe Iorga, care nu se poate abține de a critica această atitudine. Din discursul Măriei sale am înțeles că, din punct de vedere politic, înseamnă țărănism, evident, nu în sensul doctrinei țărăniste, ci al interesului politic pentru țărănism. Al interesului regiului pentru sat. Iar din punct de vedere literar, înseamnă arghezism. Personal, cred că regele n-a făcut bine să ia poziție într-o chestie de polemică literară, el trebuie să planeze deasupra acestor frământări. Comentând întâmplarea cu Ionescu Sisești, găsea și el că regele ar trebui să se sfătuiască cu oameni înțelepți și să se ferească de a lua atitudini de frondă sau să se amestece în polemici. Evenimentul care a șocat lumea intelectuală a fost uciderea lui Iorga la 28 noiembrie 1940. Istoricul avea puține șanse să scape. Fusese, prin denunțul său, la originea arestării lui Codreanu și devenise astfel, în ochii legionarilor, răspunzător pentru moartea acestuia. Admiratori fără rezerve nu mai avea Iorga prea mulți, dar chiar și cei care îl combăteau cu arme intelectuale știau prea bine că se află în fața unui fenomen de excepție. Dispariția lui lăsa brusc un mare gol în cultura română. În vremuri normale, Iorga ar fi avut funeralii naționale. Acum, teama a împiedicat manifestările omagiale. Singura excepție a făcut-o Academia Română, unde a vorbit, evident, fără vreo conotație politică, Constantin Rădulescu Modru. La universitate, nimic. Abia de s-a abordat cu întârziere doliul. Se opusese inițial rectorul, Pepe Panaitescu. Se adună lume, în schimb, la înmormântare, chiar dacă unele persoane din categoria celor mai vizibile au preferat să nu vină. Rebreanu notează: ne ducem la mormântare, abia vreo 10 academicieni, deși sunt automobile suficiente. Motru, Petrovici, Antipa, Nistor, Naevopescu, Bănescu, Caracostea, Capitan, Rosetti, Carpen, lume foarte multă și bună, intelectual de toate neamurile, flori multe, mai ales modeste, slujba simplă în capela de la Belu, apoi ducerea la groapă. Solemnitatea impresionează în modestia ei și mai ales gândindu-te ce ar fi fost în alte împrejurări în mormântarea lui Iorga. Câteva zile mai târziu, pe 3 decembrie, se petrece un incident la Iași. Octav Botez, titularul Catedrei de Istorie a Literaturii Române Moderne, a socotit de cuvință să le vorbească studenților despre Iorga. Un act de curaj, cu atât mai mult cu cât studenții legionari făceau legea în facultate. Fusese ideologic un adversar al lui Iorga, acum îl anima pe lângă spiritul de dreptate și adversitatea față de legionari. Câteva minute înainte de începerea cursului, scrie el în depoziția care i-a fost cerută, m-am întâlnit în cancelarea facultății cu domnul conferențiar George Călinescu, care m-a întrebat: vorbești desigur despre Iorga? I-am răspuns afirmativ, iar domnia sa mi-a spus: eu am vorbit chiar acum, netulburat de nimeni. Înțelesesem greșit că îi consacrase întreaga prelegere, dar am aflat mai târziu că, tratând despre Maiorescu, pomenise întreagă despre un cronicar modern, răpus ca și Miron Cosma... Miron...
ca și Miron Costin, odinioară de gloanță. Decapitatul Miron Costin, ucis de gloanțe, e o licență cam bizară, ne închipuim că îi aparține lui Botez și nu lui Călinescu. Discuția cu Călinescu l-a întărit în hotărârea de a vorbi. Abia rostise însă câteva fraze. Sunt oameni care pot fi înlăturați din viață, însă nu din patrimoniul spiritual al unei națiuni. Când studentul Eugen Coșeriu, care asistase și la Călinescu, în cămașă verde, l-a interpelat, atrăgându-i atenția că are de vorbi la curs despre epoca lui Alexandrie și nu despre Iorga. Dacă vrea să trateze despre Iorga, să facă atunci o conferință cu aprobarea rectoratului. Botez cedează și revine la problematica cursului. Dar se întoarce și Coșeriu cu întăriri, însoțit de alți câțiva legionari, în frunte cu președintele centrului studențesc. Acesta, din urmă, îi comunică lui Botez că nu e permis să se vorbească despre Iorga, cea mai mare canarie a neamului. Altul se exprimă mai direct. Comunistule, masonul, ai să fii ca Iordan, dat afară din universitate. Botez a încercat fără succes să le explice că trebuie separată opera de om și că însăși ideologia legionară socot că îi datorește ceva. Ce e curios pentru un universitar și încă la litere, e faptul că depoziția lui Botez abundă în erori de ortografie, de punctuație îndeosebi, pe care cineva, ironic, a avut grijă să le corecteze cu roșu. Mai mulți studenți dau și ei declarații, confirmând spusele profesorului. Printre ei și Alpiru, licențiat, viitorul profesor. La rândul lui Coșeriu ține să sublinieze că domnul profesor Octav Botez nu a apreciat pe Nicolae Iorga și n-a vorbit niciodată în termen bun despre el. Înseamnă că intenția lui era strict de a lovi în legionari. De altfel, tot fără el, unii studenți, printre care și Piru, fuseseră anunțați din timp de această provocare. Cât despre ce spusese Călinescu, Coșeriu are propria versiune. Domnul profesor Călinescu a spus textual, Iorga a fost un copil naiv și besmetic, care însă era simpatic oarecum ca scriitor. Până la urmă, ce-o fi zis Călinescu cu adevărat? Născut în Basarabia și momentan student legionar cam impertinent, Eugen Coșeriu, foarte apreciat de altfel de profesori, inclusiv de Botez, a obținut o bursă în Italia, unde a plecat la scurt timp după incidentul relatat. Nu s-a mai întors în țară și după terminarea studiilor avea să predea un timp română la Universitatea din Milano, apoi a devenit profesor de lingvistică la Montevideo și în cele din urmă în Germania la Universitatea din Tübingen. Cu o operă impresionantă este apreciat drept unul dintre lingviști de seamă din a doua jumătate a secolului al XX-lea. Prăbușirea lui Arghezi și fulguranta ascensiune a lui Atoma înfățișează un contrast simbolic definitoriu pentru atmosfera intelectuală a momentului 1948 și a anilor imediat următori. Inițial, efortul comuniștilor fusese de a atrage de partea lor cât mai mulți intelectuali, ceea ce presupunea să nu-i tracaseze peste limită cu indicații privitoare la rosturile lor profesionale. Pe măsură însă ce ne sporea puterea politică, se accentua și intervenționismul cultural. Deja în 1947 lucrurile avansaseră vizibile în această direcție, iar 1948, odată cu proclamarea Republicii și cu instaurarea deplinului control comunist, avea să marcheze și deplina clarificare ideologică. Nu mai era suficient ca intelectualii să meargă împreună cu partidul. Trebuia ca întreaga lor operă, literatură, artă, filozofie, istorie sau știință să se așeze în tiparul aceleiași ideologii. Arghezi mai întâi se căutase să fie atras. Apoi, cu oarecare iritare, a rămas totuși tolerat. Se întoarce însă foaia, odată cu trecerea din 1947 în 1948. Sorin Toma, proaspăt redactor șef la Scânteia, primește misiunea de a desfința și de a trasa totodată, pornind de la cazul Arghezi, cadrul teoretic pentru ceea ce e recomandabil sau, dimpotrivă, inacceptabil în materie literară. Suita sa de articole sub titlul denunțător Poezia putrefacției sau putrefacția poeziei, apărut în câteva numere din Scânteia și separat în broșură, anunța ruptura totală cu estetica burgheză.
Trebuie să încetăm a ne mai prosterna în fața scării de valori estetice pe care ne-a lăsat-o moștenire burghezia. Iată o mostră a termenilor rafinați în care e făcută judecata asupra operei lui Arghezi și în ansamblu a unei bune părți din literatura modernă românească. Estetica decadentă, aceea spre care a alunecat și în care s-a înfundat Arghezi, nu este pur și simplu estetica unei clase, ci estetica unei clase în agonie și mai precis încă într-o agonie agresivă, asemenea unei nebunii furioase. O asemenea estetică nu poate pretinde o mai mare valoare de circulație decât ar putea să aibă niște obiecte fabricate într-o leprozerie sau niște idei elaborate în casa de nebuni. Ea nu este propriu-zis o estetică, ci un fenomen patologic, un agent al contagiunii pe care societatea sănătoasă trebuie să-l izoleze. Eroarea fatală a lui Arghezi a fost aceea de a fi îmbrățișat o estetică bolnavă pusă în slujba claselor exploatatare. Păcat! Tudor Arghezi ar fi putut deveni un mare poet. Artistul din el a murit înainte de a fi ajuns la aceasta. Sorin Toma este fiul lui Atoma, iar Atoma, pe numele lui evreiesc adevărat, Solomon Moscovici, avusese până la comunism o carieră discretă de profesor de liceu, de îngrijitor al unei colecții la Adevărul și de poet, mai curând ignorat. În istoria literaturii române, George Călinescu nu-i consacrase niciun rând, absență grăitoare, dată fiind generozitatea cu care autorul a introdus tot felul de scriitori minori și nu în ultimul rând dintre evrei. Nimic revoluționar în ce a publicat Atoma până la 1944, printre altele, tălmăcise în română poeziile reginei Elisabeta, Carmen Silva. Ar fi fost și unele poezii subversive, ținute bine ascunse și imprimate ulterior. Imposibil de confirmat, după cum nu e foarte clară nici relația poetului cu mișcarea revoluționară. Revoluționarismul îi va fi oricum amplificat în versiunea oficială de mai târziu. Fiul său, Sorin Toma, a fost însă un autentic ilegalist comunist. Ca și soția acestuia, Ana Toma, ambii suferind și scurte perioade de detenție, locuiau de altfel împreună, așa că poliția, căutându-l periodic pe Sorin și pe Ana, îi găsea de regulă acasă pe pașnicul Atoma și pe soția lui Sara. Cam puțin pentru mitul unui mare poet revoluționar. Trebuia însă descoperi cineva pentru a contura în poezie un model similar celui ilustrat de Sadoveanu în proză. De altfel, nici scrisul lui Sadoveanu nu prezentase note revoluționare până la 1944. L-au promovat pe Toma. La oaltă, expresia lui poetică, transparentă, didactică, melodioasă, optimistă, exact ce se cerea la antipodul frământatei poezii moderne, ca și proveniența din mediul evreiesc procomunist. Toma ajunge să fie comparat cu Eminescu, iar atunci când de sărbătorit la Academie pentru cei 75 de ani ai săi în februarie 1950, însuși Călinescu, făcându-și mea culpa pentru faptul că îl ignorase atâta vreme, îl acoperă cu elogii atât de extravagante, încât cei de față nu s-au putut umili dacă criticul într-adevăr îl lăudase sau își bătuse joc de el. Câțiva ani mai târziu, când nu mai rămăsese nimic sau aproape nimic din gloria lui Toma, revizuindu-și istoria literaturii române, ediția nouă abia se apare în 1982, Călinescu îi oferea în sfârșit spațiul unei fraze, nu pentru a-i aprecia opera, ci doar pentru a semnala că tatăl său, Leibu Moscovici, fusese mic băcan în urzicien, înțepătură gratuită prin care își răspunea propria lașitate din anii când contribuise la lansarea noului Eminescu.